mergem pe drumul industrializării socialiste indicat de Lenin și Stalin. În 1955 se încheie primul cincinal. Este inaugurată termocentrala de la Paroșeni, iar la Reșița muncitorii sărbătoresc fabricarea celei de-a 1000 locomotive. Este inaugurată și termocentrala de la Sângiurgiul de Pădure, iar la Iași intră în funcțiune fabrica de antibiotice. La Bicaz, muncitorii raportează partidului că au străpuns înainte de termen marele tunel de aducțiune. Victorii tot mai mari obțin oamenii muncii în lupta pentru industrializare, pentru socialism. O puternică industrie, armă hotărătoare în lupta pentru o viață mai bună, pentru pace, pentru socialism. Tot în 1955, de pe poarta uzinelor din București, iese primul autobuz fabricat în România. Autobuzul Mao Zedun, denumit așa în cinstea liderului comunist chinez. Ceaușescu ține primul său discurs politic major la Congresul al doilea al PMR. Vorbește despre alianța de nezdruncinat cu Uniunea Sovietică și doctrina glorioasă și invincibilă a lui Marx, Engels, Lenin și Stalin. Liderul sovietic Nikita Hrușciov vizitează Bucureștiul. În același an, Gheorghe Udej efectuează o vizită de lucru în Coreea de Nord. În 1955, România este admisă în Organizația Națiunilor Unite și în UNESCO. La tribuna Organizației Națiunilor Unite, tovarășul Gheorghe Gheorghe Udej a expus cu o mare forță de convingere temeliile politicii noastre externe. Pe plan extern se semnează pactul de la Varșovia. România, Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, Germania de Est și Ungaria formează un pact de apărare colectivă ca răspuns la extinderea NATO. Pe plan cultural este înființată Biblioteca Centrală de Stat, viitoarea Bibliotecă Națională a României, iar primul volum al romanului Moroneții intră în tipografie. În Statele Unite, în acest autobuz, se face istorie. Rosa Parks refuză să-i cedeze locul unui alb. Este începutul luptei împotriva segregării rasiale. 1955 este și anul în care România îl pierde pe George Enescu. Compozitorul moare la Paris.